Guvernul a adoptat astăzi o ordonanță de urgență care o modifică, o ordonanță de urgență adoptată la începutul acestui an, referitoare la plata tratamentului pentru pacienții din colectiv care au fost tratați în străinătate sau care urmează să fie tratați în străinătate. Astfel prelungim cu încă 2 ani posibilitatea Ministerului de a deconta aceste tratamente în străinătate pentru toți pacienții din colectiv.